mirosul de baltă. Te lovește imediat ce ai pus piciorul în această zonă, plus o combinație de miros de hoit, ca să nu zic mortăciune, de prin partea aceasta. Dar eu totuși astăzi am ieșit să fac un vlog, pentru că mi-a cerut în continuare să mai filmez prin natură, pentru că vă place și pentru că în primul rând îmi place mie. Și astăzi am venit într-un loc al copilăriei mele, unul dintre cele mai frumoase locuri în care eu am copilărit și în care aș vrea să mai copilăresc sincer, dar care cu dezamăgire, îmi pare rău să spun, dar e un loc distrus, o paragină totală, o mlaștină la propriu. Lacul ăsta nu prea mai e lac, e mlaștină, buruiană cât vezi cu ochii. Și această minunată scenă, să-i zic așa, care n-are foarte mulți ani, e distrusă complet și nu înțeleg de ce i-ar fi stricat copertina, pentru că vântul în niciun caz n-ar fi rupt-o. Asta este opera de artă a unor proști, pe românește, a unor oameni tâmpiți. Da, și o zic din toată inima. Am ieșit la fosta grădină zoologică, acele clădiri acolo, fosta grădină zoologică din Tecuci, aceasta este. Și pe aici eu am copilărit foarte mult, pe aici m-am antrenat. În acest parc am început eu să practic parkour. Exact în față, acolo, exact în dreptul acestei clădiri, la intrare acolo, era o masă de tenis. O masă de tenis de ciment, tenis ping-pong, tenis de masă. O masă de ping-pong de ciment, de beton, dintre aia veche, solidă, pe care am început prima dată să dau Kong, dublu Kong și așa mai departe. În parcul ăsta, în urmă cu 13, aproape 14 ani, 13 ani și ceva, la început, prin 2008, am început eu să practic parkour. Și tot în acest parc pot spune că mi-am încheiat cariera de parkourist, de traseor, de freerunner, de săritor, undeva la începutul parcului, când mi-am accidentat prima oară la genunchiul drept, când mi-am rupt prima dată ligamentul și am avut o pauză destul de lungă sau mai săream cu piciorul rupt. Deci în parcul ăsta am început să sar pentru prima oară în urmă cu 13 ani, să mă apuc de sport foarte, foarte tare, să mă apuc serios, să zic așa, și tot aici s-a încheiat cariera mea. Pentru că am avut o accidentare la un copac, prima mea accidentare mai gravă, în 2014, după care am luat o scurtă pauză, mi-am revenit, m-am operat, după care am mai avut o accidentare la București, la celălalt picior, și acum tot la stângul, la ultimul operat, iarăși sunt accidentat. Dar asta e altă poveste. Dar pe aici, pe toate, pe podul ăsta, pe podul celălalt, că sunt două poduri frumoase, eu săream, dădeam precizii, dădeam tot felul de sărituri, de tricuri pe aici, prin zona aia, pe la scena asta, chiar de asta e făcută ceva mai recent și aici m-am antrenat și chiar am de gând acum să mergem puțin, să fac puțin sport. Dar ceea ce vreau eu să scot în evidență e faptul că administrația orașului, toate administrațiile orașului din ultimii 15 ani au lăsat orașul în felul în care îl vedeți. Parcul acesta, fostul parc vocal lui Cuza, care a fost o frumusețe, acum e o mlaștină. Deci este apă, dar din moment ce n-au mai tăiat stuful, s-a făcut foarte des, s-a îndesit, s-a făcut stufăriș peste tot. Nu mai e apă. Înainte era doar apă, aici erau așa porțiuni mici cu stuf, dar el se îndesește foarte repede de la an la an. A devenit o mlaștină, aici cred că apa mai are, nu știu, foarte mică apa, e mai mult mâl. În partea aia am văzut un grup de băieți care făceau baie. La început acolo e apa puțin mai mare, vreun metru jumate, 2 metri să zicem maximul, adâncimea maximă. Și într-adevăr și eu, în urmă cu mai bine de 10-15 ani, făceam baie aici. Chiar și pe la 13 ani eu făceam baie în lacul ăsta.
împreună cu prietenii, dar nu era așa în niciun caz. Era foarte curată apa, era mult mai curată, nu neapărat foarte curată, era mult, mult mai curată. Săream de pe acel pod în apă, era mai bine înainte, acum e dezastru. Buruiană pe aceste insule e loc de cuibușor de nebunii. Nici n-are rost să mă duc pe acolo. Singurul lucru pe care vreau să-l fac eu acum aici este să caut șerpi și șopârle. Să pot să vă arăt și vouă niște reptile, inclusiv broaște țestoase. Vreau să vă spun că pe aici am prins primele mele broaște țestoase, tot acum vreo 15-16 ani. Foarte multe broaște țestoase sunt pe aici, și de apă, și de pământ, țestut greacă. Sunt foarte multe. Dar nu știu câte șanse voi avea să găsesc eu una în acest moment, din moment ce e buruiana mai mare decât mine, fără cuvinte, eu uite de ce e acolo. Și pe partea asta, deci, uite o pasăre foarte frumoasă, dacă se poate vedea. Da. Aici e o insulă, iar în partea cea e altă insulă. Singurul loc pe unde poți să ajungi pe insulă e podul. E un lac artificial, dar are niște izvoare care îl mențin în permanență cu apă, undeva prin partea aia. E o baltă, un lac acolo, care se unește cu ăsta, dar efectiv nu se mai vede apă, pur și simplu este doar buruiană, doar boscheți. Nu, dacă mă duc încolo, n-am, e până în partea aia, dar hai să văd, de fapt, să trag o tură, că n-am mai fost, cred că, de vreo 2 ani pe aici. Ai, deci miroase oribil, n-aveți ideea ce miroase aici, e WC-ul public. Da, hai că e o cărare pe aici, au mai trecut alte persoane, da? N-am unde să ajung. S-a făcut, da, e pur și simplu stufăriș. Stufăriș. Buruiană. Se mai vede puțin apa. Uite și pe partea aia că se mai vede puțin. Deci acolo sunt niște bălți. Era apă, numai apă de fapt era înainte, dar nu era stuful ăsta atât de mare, deci aici făceai baie, peste tot puteai să faci baie, porțiunile acestea. Fiind copii ne scăldam aici, în perioada asta, vara, era perfect. Dar acum este foarte, foarte urât, este mizerabil locul, este infect. Singurul loc unde mai fac baie văd că sunt acolo în față, dar e apa foarte murdară, aruncă oamenii și animale moarte, aruncă aici tot ce apucă, pentru că sunt foarte nesimțiți. Uite, văd că au crescut niște nuci. Ăștia nu erau înainte, sunt micuți, dar o să se facă frumoși mari. Da. Nici o șansă să găsesc ceva vietăți animale să pot să prind, că de găsit poate găsesc, dar de prins pe aici prin boschete ăștia mari n-am nicio șansă. Au, mă înțeapă. Aici fusese o terasă înainte, iar în partea asta era un turn înalt de vreo 10-15 metri, nu știu exact. Era un restaurant cu bărcuțe, cu... era frumos pe vremea lui Ceașcă, dar acum nu mai e nimic și nici o șansă să prind eu ceva pe aici, doar să găsesc vreo șopârlă pe margine pe aici, dacă fac liniște. Nu, locul este dezastru. Acolo se mai vede o porțiune de apă, care de fapt e foarte mică, are jumătate de metru, să zicem. Și la fund e un metru mâlu. Peștii care sunt aici sunt braconați în permanență de oameni. Vin și bagă plasele. Una e să pescuiești puțin așa de distracție și alta să vii cu plasa. Gunoaie, nu mai zic, peste tot. Am mai repetat vechea poveste cu gunoaiele. Și acum hai să mergem puțin să fac niște exerciții, pentru că astăzi aveam chef să fac sport în natură. Vreau de acum să mă duc așa și să mă antrenez, fac workout în aer liber. Dar problema este că eu mă așteptam aici să fie umbră și stau exact în soare, pentru că nu știam că au rupt copertina și nu înțeleg ce au avut cu săraca copertină. Uite, uite o șopârlă, uite șopârlă, acum o prind, dacă reușesc. Deci e prin partea asta, sper. Stai așa. Uite-o. Dai, că s-ar putea. No, nu știu dacă am vreo șansă, da? Da, mă simte.
Încerc. Ah, nu, nicio șansă. Ai, 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 stai că s-ar putea să o prind. No. Cred. Nu, n-am prins-o. M-a păcălit, uite-o. Hai, ce viteză are, mă. Hai că ai obosit. Nu mai are vlagă, uite-o. Am obosit și am prins-o. Gata, n-a avut unde să se ascundă. Am prins-o. Oh, ia uitați ce frumușică e. Stai să... Stai că mergem cu ea aici. Și o să o filmez mai bine, mai de aproape și în focus. Am prins o mică șopârlă, foarte frumoasă. Ia uitați ce colorit superb are. Pe aici sunt mii de șopârle, fără exagerare, sunt mii de șopârlițe. Și gușteri și șerpi. Ce puncte are pe spate, un colorit foarte, foarte frumos. Stai așa, să, așa la soare se vede mult mai bine, să se vadă culorile mai natural. Vă repet, șopârlele sunt inofensive. Gușterii și șopârlele de la noi din țară nu au venin, nu sunt periculoase, nu te pot răni, nu te mușcă, sau dacă încearcă să te muște, nu vei simți absolut nimic. Deci nicio durere, doar te gâdilă, sau nici atât. Sunt foarte frumoase, destul de blânde. În momentul când ele simt deja că nu mai au scăpare, op, a plecat, a lăsat-o. Ia uite-o, acolo. Sunt inofensive, sunt foarte frumoase. Uite, aici crește un nuc și în partea aia un ulm sau ce e ăla, cred că, sau un, nu știu exact, și în partea aia mai un nuc. Au mâncat nuci aici și, da. Băi, erau țevi și pe o parte și pe cealaltă, dar văd că n-a mai rămas decât asta. Au stricat băieții tot. Flăcăii au avut treabă, mă mir cum de n-au demolat-o pe asta. Nu cred că mai are mult. Și vin să o demoleze și pe asta. E nevoie de fier vechi. S-au scumpit toate alimentele, na, trebuie să facă lumea bani. Uite că pe asta au tăiat-o, fii atent, exact ce am zis, bă, nu mai sunt. Bă, ești nebun, uite, asta e singura. Astea de aici nu mai sunt. Nici acolo și nici pe partea aia, le-au luat pe toate. Uite că se vede că e tăiat acolo, că mai era și în partea aia. Uite, au tăiat-o de acolo. Mamă, deci gata, au început demolarea. Îmi retrag cuvintele. Am zis că n-au început. Exact ce v-am spus. Sunt dezamăgit total. Uneori, sincer, vă spun că îmi vine să plec din țara asta. Deci m-am săturat, pur și simplu. Singurul loc unde îmi place să stau cu adevărat și mă simt bine sau revin în acele locuri, cum ar fi acesta. Dar când revin, sunt dezamăgit total. Da. Și uneori chiar îmi vine să plec în altă parte, într-o țară mult mai civilizată. Mi-ar plăcea să fiu, pentru că noi suntem prea de tot ca nație. Și de asta cred că nici nu suntem suportați de majoritatea europenilor, pentru că oricât de mult ne-am dorit unii din noi schimbarea, n-avem ce să facem, pentru că majoritatea ne cam dă bătăi de cap. Da, hai să lăsăm prostia asta la o parte și să mă pun puțin pe mișcare. Bă, ce se mișcă, bă, asta, bă.
4 seturi a câte 3 exerciții combinate, un triset mai exact, 10 tracțiuni, 10 dipsuri și 10 flotări. Mă gândeam și la câteva muscle up-uri, dar și îmi bate soarele rău în cap, foarte tare. Dar băgăm așa câteva serii. Sunt mort, mă omoară căldura. E inamicul meu. Dacă era să am și un furtun cu apă să mă scald, acum era perfect. Să mă scald, să-mi dau cu el pe mine. Uai, ce frige tabla dacă stau pe piele. Da, tare mă, vine așa o nebunie să mă arunc și eu în lac aici. Dar e apă atât de murdară, cred că nu se merită. Trebuie să mă duc după să dau cu 10 dezinfectați pe mine. Triplă spălare cu perea de sârmă. O să mergem și partea să vedeți cât e murdară. Adică vă faceți o idee, cum e aici, e peste tot toată apa mâloasă, plină de gunoaie. Dacă ar veni să curețe toată buriana, să mai ia din mâlul de la fund, să o dreneze puțin, ar fi super. Dar nu sunt eu la putere și nici nu vreau să fiu niciodată, nici nu mă interesează treburile astea cu politica și cu toate nebunile. Deși mi-ar plăcea să am puterea să pot face anumite lucruri. Dar legat de treaba cu gunoiul, cu strânsul gunoiului, a gunoaielor din zona noastră, adică să facem mici echipe, dacă e cineva, îmi mențin ideea și chiar vreau să facem treaba asta, să vorbesc cu autoritățile și poate mă lasă pe undeva să aruncăm gunoaiele pe care le vom strânge împreună. Nu mai scăițăm pe picioare. Merg pe aici prin boschet și
Se adună scaiți. Gata, pauza, o nouă serie băgăm. Și facem și voi workout în natură. Măcar vara, cât e cald. Mai ce mi-e sete. N-am apă aici. Wow. Pe la mâini, e pătrată. Partea urâtă e că bara asta este pătrată și te cam doare foarte tare fiind pătrată. Da. Și mi-e sete și nu am apă la mine. Am plecat fără să-mi iau apă. Trebuie să mă duc să-mi iau apă. Nu e niciun izvor pe aici. Uai, mor de sete. Gata. Un antrenament scurt și strict. Da, 20 de minute dacă faceți e perfect, nu trebuie foarte mult, faceți 4, 5 serii, 3 serii cât puteți. Exerciții simple, doar cu greutatea corpului vostru. Căutați o bară în spatele blocului, o bară de bătut covoare, deși e cam groasă, orice. N-are importanță, vă duceți pe stadion, alergați, faceți sport, pentru că sportul e benefic pentru sănătate, vă repet. Hashtag sport egal sănătate. Cei care mă urmăriți de ani de zile știți ceea ce am mai spus de fiecare dată. Da, să mai merg pe aici. Trebuie să mă duc să-mi iau apă, că mi-este sete rău. Uneori chiar mi-este dor de vremurile tinereții, dacă pot să zic așa. Deși nu sunt bătrân, dar tocmai ce am trecut luna aceasta de pragul de 30 de ani, o vârstă foarte frumoasă și încă mai pot la 30 de ani, ceea ce este perfect normal, adică sunt tânăr. Eu sper măcar până pe la 50 de ani să pot să fac măcar un backflip, măcar în groapa cu bureți, măcar în apă, nu neapărat pe pământ. Dar mai e până atunci. Uite bă, au stricat și aici tot. În locul ăsta noi săream. Uite, mizerabil. Gunoaie. Da. Uite, acolo avem pe cineva care pescuiește. Și în partea aia e un grup de băieți, după cum am spus, care fac baie. Eu făceam baie aici înainte, dar nu era apa așa murdară, chiar și acolo unde sunt băieții, făceam baie. Uite ce gușter mare, un gușter foarte mare, a fugit încolo, a nicio șansă în spini ăștia. Și pe insula asta am foarte multe amintiri, erau acolo doi copaci, doi plopi imenși, dar nu mai e nimic, absolut nimic. Da. Vin, unii mai vin și mai fac baie pe acolo, dar pe riscul lor. Amintiri și iar amintiri, sărituri nebune cu băieții și nu numai sărituri, pur și simplu plimbări și relaxare pe aici. Veneam și uite, fuge ceva mare pe acolo. Ia uite, nu știu ce, dar pe aici sunt foarte multe păsări, sunt bizami sau bizan, cum îi spune. Șobolan dintre aia mari de apă. Nutri. Uite, e mare mă, se zbate pe acolo. Cred că e o pasăre. Se aud pe acolo mai mult. Sunt rațe sălbatice, sunt diferite animale și păsări. Da, e o rață, fuge pe acolo. Foarte multe animale. Da. Deci uitați-vă cum e mlaștena asta aici. Și înainte era apă peste tot, deci vedeai apa limpede, vedeai de sus de aici pești cum o notau, vedeai pești frumoși și mici, mari, vedeai până la fundul apei, limpede, chiar de nu era adânc apa, dar acum nu mai e nimic, este o mizerie. Șerpălăi cât vrei,
locul ăsta e invadat de șerpi, deci dacă vreți să veniți să prindă șerpi aici, da, bine că e greu de prins unul, doar că vă invit. În locul ăsta sunt sute de șerpi. Dacă vă băgați acolo, nu vă imaginați că o să vină șarpele să vă atace. Nu, el o să plece, o să fugă. Nici măcar nu vine la voi, nici nu vă bagă în seamă. Nu o să-l vedeți voi. Nici nu o să aveți vreo treabă cu el. Dar ca idee, aici locul este infestat de șerpi. Este locul lor preferat. De ce? Pentru că au hrană din abundență. Pește, șerpii de apă mănâncă pești, broaște, șoricei, insecte, libelule, tot ce ar putea să prindă mai mare. Inclusiv dacă ar putea să prindă o rățușcă, un boboc, păsări sălbatice, micuțe, ceva, dacă ar putea, cu siguranță nu o să le lase. Da, deci veniți aici și prinde șerpi. Eu am prins de multe ori și v-am arătat, dar de fiecare dată când am vrut să prind special, cu greu reușești, cu greu. Dacă pleci cu ideea de acasă, bă, hai să prind un șarpe, nu o să-l prinzi. Și o să-l prinzi atunci când te aștepți sau când nu ai camera. Da, tocmai am fost și pe baltă și am făcut un video separat, spontan, cu băieții de acolo, săreau, au fost alea, că Caterinca. O să vedeți un video separat, așa că o să fac încheierea la acest video aici. Sper că v-a plăcut. Urmează partea a doua. În vlogul de mâine o să fie ceva mai diferit, ceva mai amuzant, ceva mai old school, ca să zic așa, nebunie. O gașcă de băieți de pe aici. V-am lăsat. O zi bună!